Salutare prieteni. Miron Nicolescu a fost un matematician român care și-a luat doctoratul la Sorbona. A fost profesor la Universitatea din București și a obținut de-a lungul carierei numeroase premii și medalii pentru contribuția sa științifică. A cercetat domeniul ecuațiilor cu derivate parțiale și cel al teoriei funcțiilor. Un bun exemplu de reușită în carieră. Acum este momentul să rezolvați și voi câteva exerciții de matematică. Succes! Bună dimineața! Mă numesc Gheorghe Radu și sunt profesor de matematică la Liceul Teoretic Lucian Blaga din București. Astăzi vom rezolva împreună subiectul 1 din testele de antrenament 2021 pentru profil pedagogic. Testul 1 de antrenament, problema 1, arătați că radical din 3 pe lângă 1 supra radical din 3 minus 1 plus 1 supra radical din 3 plus 1 egal cu 3, 2, determinați numerele naturale m mic pentru care funcția f definită pe ier cu valori în R f de x egal cu x minus m verifică relația f de 1 mai mare sau egal decât 0, 3, rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 logaritm în bază 2 din x egal cu logaritm în bază 2 din 3x plus 4, 4, după o scumpire cu 10%, prețul unui obiect este 440 de lei. Determinați prețul obiectului înainte de scumpire. 5. Determinați ecuația dreptei, care trece prin punctul M de coordonate 1, 2 și este paralelă cu dreapta D de ecuație Y egal cu X plus 2. 6. Calculați perimetrul triunghiului echilateral ABC știind că înălțimea AD este de lungime 3 radical din 3. La prima problemă se cere verificarea unei egalități. Pentru acest lucru vom aduce la același numitor expresia din paranteză unde obținem 1 supra radical din 3 minus 1 plus 1 supra radical din 3 plus 1 egal cu 2 radical din 3 supra 2 egal cu radical din 3. Apoi înmulțim radical din 3 cu valoarea parantezei care este tot radical din 3 și obținem rezultatul final 3. La problema 2 se cere determinarea numerelor naturale m pentru care funcția f definită pe R cu valori în R f de x egal cu x minus m verifică relația f de 1 mai mare sau egal decât 0. Vom calcula valoarea funcției în punctul x0 egal cu 1 și obținem f de 1 egal cu 1 minus m, din ecuația noastră devine 1 minus m mai mare sau egal decât 0, ceea ce este echivalent cu m mai mic sau egal decât 1. Cum m este număr natural, rezultă că m este egal cu 0 sau m este egal cu 1. La problema 3 se cere rezolvarea unei ecuații logaritmice în mulțimea numerelor reale. 2 logaritm în bază 2 din x egal cu logaritmul în bază 2 din 3x plus 4. Impunem condițiile de existență pentru logaritm, x mai mare strict decât 0 și 3x plus 4 mai mare strict decât 0, de unde obținem x aparține intervalului deschis 0 plus infinit ne reamintim că logaritmul în baza A din X la puterea N este egal cu N înmulțit cu logaritmul în baza A din X pentru orice A strict pozitiv diferit de 1 și X mai mare decât 0. Așadar, 2 logaritmul în bază 2 din X este egal cu logaritmul în bază 2 din X pătrat, iar ecuația noastră devine logaritmul în bază 2 din X pătrat egal cu logaritmul în bază 2 din 3X plus 4. Din proprietatea de injectivitate a funcției logaritmice rezultă că x pătrat egal cu 3x plus 4, ecuație ce este echivalentă cu x plus 1 pe lângă x minus 4 egal cu 0. Obținem x egal cu 1, care nu convine, sau x egal cu 4, care convine. La problema numărul 4 se cere determinarea prețului obiectului înainte de scumpirea cu 10%. Dacă notăm cu X prețul obiectului înainte de scumpire, obținem relația X plus 10 supra 100X egal cu 440, de unde rezultă X egal cu 440 înmulțit cu 100 supra 110 egal cu 400 de lei. La problema 5 se cere determinarea ecuației dreptei de prim, care trece prin punctul M de coordonate 1, 2 și este paralelă cu dreapta de ecuație Y egal cu X plus 2. Ne reamintim că dacă două drepte oblice sau orizontale sunt paralele, atunci pantele lor sunt egale. Panta dreptei Y egal cu X plus 2 este M egal cu 1, deci Panta dreptei căutate este M indice D prim egal cu 1. Iarăși ne reamintim că ecuația unei drepte ce trece printr-un punct de coordonate XM, YM și are panta M indice D este Y minus YM egal cu panta dreptei pe lângă X minus XM. Așadar, ecuația dreptei ce trece prin punctul de coordonate 1, 2 și are panta M indice de prim egal cu 1, va fi Y minus 2 egal cu X minus 1, de unde se obține Y egal cu X plus 1. La problema 6 se cere calcularea perimetrului triunghiului echilateral ABC știind că lungimea înălțimii este 3 radical din 3. Vom determina mai întâi lungimea laturii triunghiului echilateral din relația AD egal cu latura triunghiului AB înmulțit cu radical din 3 supra 2. Ne rezultă latura triunghiului este egal cu 6, de unde obținem perimetrul triunghiului echilateral egal cu 3 înmulțit cu AB egal cu 18. Să continuăm cu testul 2 de antrenament 2021, subiectul 1. Problema 1, arătați că logaritmul în bază 3 din 6 plus logaritmul în bază 3 din 2 minus logaritmul în bază 3 din 4 egal cu 1. 2, se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu 3x minus 4. Determinați numărul real m mic pentru care punctul A de coordonate m m aparține graficului funcției f. 3, Rezolvați în mulțimea numerelor reale, ecuația 4 la puterea x egal cu 2 la puterea x pătrat minus 3. 4. Calculați probabilitatea K alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă suma cifrelor egale cu 9. 5. În reperul cartezian x, o, y se consideră punctele A, de coordonate minus 3, 5 și B de coordonate 1, 3, determinați coordonatele punctului M, unde M este simetricul punctului A față de punctul B. 6. Arătați că cosinus de 120 de grade minus sinus de 30 de grade totul la pătrat egal cu cosinus pătrat de 30 de grade plus cosinus pătrat de 60 de grade. La problema 1 se cere verificarea unei egalități. Vom ține cont de următoarele formule. Logaritmul în baza A din X plus logaritm în baza A din Y egal cu logaritm în baza a din X înmulțit cu Y și logaritmul în baza A din X minus logaritm în baza A din Y egal cu logaritmul în baza A din X supra Y. Pentru A strict mai mare decât 0, diferit de 1, x și y, numere reale pozitive. Obținem logaritm în bază 3 din 6 plus logaritm în bază 3 din 2 minus logaritm în bază 3 din 4 egal cu logaritm în bază 3 din 6 înmulțit cu 2 totul supra 4 egal cu logaritm în bază 3 din 3 egal cu 1. La problema 2 se cere determinarea numărului real pentru care punctul A de coordonate M, MM M aparține graficului funcției F. Ne reamintim că punctul A de coordonate M, MM M aparține graficului unei funcții, dacă și numai dacă, F de M egal cu M. Păcând substituția M în locul lui X, obținem valoarea funcției în punctul M, F de M egal cu 3M plus 4 și obținem F de M egal cu M, echivalent cu 3M minus 4 egal cu M, de unde rezultă M egal cu 2. La problema 3 se cere rezolvarea unei ecuații exponențiale în mulțimea numerelor reale, 4 la puterea x egal cu 2 la puterea x pătrat minus 3. Vom scrie numărul 4 ca fiind 2 la puterea a doua și ecuația devine 2 la puterea 2x egal cu 2 la puterea x pătrat minus 3. Din proprietatea de injectivitate a funcției exponențiale rezultă 2x egal cu x pătrat minus 3 ecuație ce este echivalentă cu x plus 1 pe lângă x minus 3 egal cu 0, de unde se obține x egal cu minus 1 sau x egal cu 3. La problema 4, se cere calcularea probabilității ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă suma cifrelor egale cu 9. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci avem 90 de cazuri posibile. În mulțimea numerelor naturale de două cifre, numerele care au suma cifrelor egale cu 9 sunt 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 și 90. Deci avem 9 cazuri favorabile. Obținem probabilitatea egal cu numărul de cazuri favorabile supra numărul de cazuri posibile egal cu 9 supra 90 egal cu 1 supra 10. La problema 5 se cere determinarea coordonatelor punctului M unde M este simetric cu punctului A față de punctul B. Așa cum se vede din desen, deoarece M este simetric cu punctului A față de punctul B, rezultă că B este mijlocul segmentului AM. Avem abscisa lui B egal cu abscisa lui A plus abscisa lui M totul supra 2, de unde obținem abscisa lui M egal cu 2 înmulțit cu abscisa lui B minus abscisa lui A, adică X indice M egal cu 5. Analog, determinăm ordonata punctului M și obținem în final Y indice M egal cu 1. La punctul 6 se cere verificarea unei egalități și anume cosinus de 120 de grade minus sinus de 30 de grade, totul la pătrat, egal cu cosinus pătrat de 30 de grade plus cosinus pătrat de 60 de grade. Vom calcula mai întâi membru din stânga egalității și obținem relația 1, sinus de 120 de grade minus sinus de 30 de grade, totul la pătrat, egal cu minus 1 supra 2, minus 1 supra 2, totul la pătrat, egal cu minus 1 la pătrat, egal cu 1. Calculăm apoi membru din dreapta egalității și obținem relația 2, cosinus pătrat de 30 de grade plus cosinus pătrat de 60 de grade egal cu radical din 3 supra 2 totul la pătrat plus 1 supra 2 totul la pătrat egal cu 3 supra 4 plus 1 supra 4 egal cu 4 supra 4 egal cu 1. Din relațiile 1 și 2 rezultă egalitatea din enunțul cerinței. În final vom rezolva împreună testul 3 de antrenament, subiectul 1, problema 1. Arătați că, paranteză, 20 la pătrat plus 2 înmulțit cu 20 înmulțit cu 21 plus 21 la pătrat de împărțit la paranteză 20 plus 1 supra 2 egal cu 82. 2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcției F definită pe R cu valori în R F de X egal cu 3X minus 1 și G definită pe R cu valori în R G de X egal cu X plus 5 3, rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația logarit din 1 minus 9 X egal cu 2, 4 Determinați câte numere naturale impare de două cifre au produsul cifrelor număr par. 5. În reperul cartezian xy se consideră punctele A de coordonate minus (-2, 1), B de coordonate 3,1 și C de coordonate (3, minus -3). Calculați area triunghiului ABC. 6. Arătați că cosinus de 60 de grade pe lângă 5 sinus de 30 de grade minus sinus de 150 de grade egal cu 1. Pentru rezolvarea primei probleme vom folosi formula a plus b totul la pătrat egal cu a plus 2ab plus b pătrat. Se observă că prima paranteză 20 la pătrat plus 2 înmulțit cu 20 înmulțit cu 21 plus 21 la pătrat este egal cu 20 Plus 21, totul la pătrat, iar în cea de-a doua paranteză, după ce aducem la același numitor, obținem împărțit la 41 supra 2, egal cu 41 la pătrat înmulțit cu cea de-a doua fracție inversată, adică 2 supra 41. După ce facem simplificările, obținem 41 ori 2, egal cu 82. La punctul 2 se cere determinarea coordonatelor punctului de intersecție al graficelor celor două funcții. Vom nota cu A de coordonate XY punctul de intersecție al graficelor două funcții. Din condiția f de x egal cu g de x obținem 3x minus 1 egal cu x plus 5 de unde rezultă x egal cu 3. Pentru a determina coordonata punctului A, fie calculăm f de 3 și obținem n minus 1 egal cu 8, fie înlocuim în funcția g și avem g de 3 egal cu 3 plus 5 egal cu 8. Așadar, coordonatele punctului de intersecție sunt x egal cu 3 și y egal cu 8. La punctul 3 se cere rezolvarea unei ecuații logaritmice în mulțimea numerelor reale, logarit decimal din 1 minus 9x egal cu 2. Pentru rezolvarea acestui exercițiu vă propun două metode de rezolvare. În prima metodă rezolvăm ecuația logaritmică, avem logaritm decimal din 1 minus 9x egal cu 2, ecuație ce este echivalentă cu 1 minus 9x egal cu 10 la pătrat, adică 9x egal cu minus 99, de unde rezultă x egal cu minus 11 verificăm soluția obținută și avem logarit decimal din 1 minus 9 înmulțit cu minus 11 egal cu logarit decimal din 100 egal cu 2, deci x egal cu minus 11 convine. În cea de-a doua metodă, impunem mai întâi condiția 1 minus 9x mai mare decât 0, de unde obținem x aparține minus infinit 1 supra 9 deschis. Rezolvăm apoi ecuația logaritmică. Rezultă x egal cu minus 11, care aparține intervalului minus infinit 1 supra 9. Deci, soluția convine. La problema 4, trebuie să determinăm câte numere naturale impare de două cifre au produsul cifrelor număr par. Numerele naturale de două cifre au forma AB, Deoarece a b este un număr natural impar, rezultă că b este o cifră impară. Deci, b aparține mulțimii 1, 3, 5, 7 și 9. Așadar, avem 5 modalități de alegere a cifrei unităților. Deoarece produsul numerelor a și b este număr par, iar b este cifră impară, rezultă că a este cifră pară nenulă. Deci, a este egal cu 2, 4, 6 sau 8. Așadar, avem patru modalități de alegere a cifrei zecilor. În concluzie, avem 4 înmulțit cu 5, egal cu 20, numere naturale impare de două cifre care au produsul cifrelor număr par. La problema 5 se cere calcularea ariei triunghiului ABC. Metoda Determinăm lungimile laturilor triunghiului ABC folosind formula distanței dintre două puncte și obținem AB egal cu 5, AC egal cu radical din 41 și BC egal cu 4. Se observă că AB pătrat plus BC pătrat egal cu AC pătrat și din reciproca teoremei lui Pitagora rezultă că triunghiul ABC este dreptunghic în B, cu catetele AB egal cu 5 și BC egal cu 4. Obținem area triunghiului ABC egal cu AB înmulțit cu BC supra 2 egal cu 10. Cea de-a doua metodă. Reprezentăm punctele AB și C în reperul cartezian XOY. Se observă că triunghiul ABC este dreptunghic în B cu catetele AB egal cu 5 și BC egal cu 4 de unde obținem area triunghiului ABC egal tot cu 10. Cea de-a șasea problemă se cere verificarea unei egalități cosinus de 60 de grade pe lângă 5 sinus de 30 de grade minus sinus de 150 de grade egal cu 1. Avem cosinus de 60 de grade egal cu 1 supra 2, sinus de 30 de grade egal tot cu 1 supra 2. Iar sinus de 150 de grade egal cu 1 supra 2. Așadar, cosinus de 60 de grade pe lângă 5 sinus de 30 de grade minus sinus de 150 de grade este egal cu 1 supra 2 pe lângă 5 înmulțit cu 1 supra 2 minus 1 supra 2 egal cu 1 supra 2 înmulțit cu 4 înmulțit cu 1 supra 2 egal cu 1. În speranța că rezolvarea acestor exerciții va fost de ajutor, vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem și data viitoare. La revedere! Dragilor, lecția de matematică a ajuns la final. Rămâneți pe TVR2. Ne întoarcem în câteva momente cu un curs util în pregătirea voastră pentru bac. Mulțumim partenerului nostru IQboard.ro, un brand marca GBC, pentru susținerea educației și a copiilor din România, printr-o gamă variată de table și display-uri interactive, necesare învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau universitar, dar și prin soluții interactive de predare și învățare dedicate învățământului online. Stați cu noi pe TVR2. iqboard.ro